Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Mamă, 40 de minute, 40 minute, vechi eu. Accelera! My brain, my eyes was blind. I didn't know where to start. So I know chicken goes very well with carrot. I want to do a carrot ginger puree and a baby carrot, steam it and pan fry it. But then I started to thought like, why I don't do also some little crunchy from potatoes? I start to vacuum in the carrot. Why is not vacuuming? Cazzo di Dio! The vacuum machine f***ed me up. Perché? And this is also something that stressed me out. So I put the carrot in the oven. I also vacuum the chicken. I put in a sous vide. Ah, iar m-am prit. Băga mi-aș banii. Dar ce pe frig? Păi dacă soarele una lângă alta și sunt fierbânt, uși m-am făcut, iar... Cazul, mă vacuum, no. Ințe asta roba. Porca mizeria mea, da. Mi s-a ars carnea. Am încercat să o scot din tigaie, să văd dacă pot să o salvez, era prea tare și am zis chiar să plec acasă cu o ceafă. Dă-i repede, am pus altă ceafă, am încercat să am grijă de ea. Voi face un curry indian cu orez basmati și cu pulpă întreagă. Ce temperatură puiul să fie perfect în cuptor? 68. 68. Egal, 75 la 68, dar lângă ori. Și după aceea, dacă nu se usucă, nu? Eu am vrut să iasă pulpa întreagă, să fie frumoasă, să fie caramelizată. Și l-am întrebat pe Antonio, eu când o scot de la cuptor, că eu așa nu am mai făcut-o. Am făcut piept de pui, dar... Deci azi tema a fost carne, nu? Carne, da. Proba de astăzi, carne de la Lidl. Și-au dat unii altora. Au o libertate imensă și azi. Carne, poți să faci tot ce vrei. Depinde dacă s-au băgat pe prietenii. Chiar mi-aș dori să fie o chestie foarte competițională și să-și fi dat... Depinde ce și-au dat astăzi. Să-și fi dat. Păi ce carne să... Dacă tu dai un ribai, normal că viața e mai ușoară, da. Un ribai, un muș de vită, cine știe ce... Strategia e fundamentală. Îți spun mereu, dați ceva care credeți că celălalt nu știe să facă, ca să vă salvați, ca să puneți în dificultate. Fiecare în capul lui trebuie să aibă ideea asta, că vrea să câștige, că vrea să ajungă în finală, că vrea să treacă mai departe. Trebuie să jucăm cu capul și să luptăm. Eu știu că azi am să jurizez tare strict, că suntem la 6-lea battle. Alex, cum te simți? N-ai oameni. Sunt tare curios să văd cum gătesc mușchi de vită, cât de bine îl fac. O să fii mai pretențios, da, la cel care gătește mușchi de vită, da, versus ăla care are, da, piept de pui. Da, o să fiu mai pretențios la care are materia primă de calitate, premium. Chiar mă aștept la un nivel foarte ridicat. Nu mai iau stresul ăla să fac desert sau să fac carne, să fac pește. Nu, frate, carne. Simplu ca bună ziua. Dacă trec și azi până în semifinale, nu mai ies. Promit. A vrut să mă încurce cu preparatul ăsta. Dar nu știe că varză e varză. Echipa mea era echipă. Ăsta la altul era tras picior, dar eu grijă și de ăștia ai mei. Nu l-am trimis el nebun la cacă, s-a zbătut pe acolo, s-a plimbat, s-a trezit, a ajuns în ultima aia. I-a zis, bă, când ai nevoie de cea, vin, mă întreb, vin, coace. Ce face elevul singuratic aici? Pastrămiță! Nu mă mai bagă nimeni în seamă, las că fac eu pastramă. Păi de asta am și venit, pentru că știam că ești singur și ne-ai băgat în seamă. Super, primele sunt făcute. Deci, păstrămiță avem. Păstrămiță avem. Și lângă păstrămiță doar pătrunjel sau ce avem? Facem acolo o mămăliguță regulamentară și aia păstrăm. Trebuie să păstrăm tema, am păstrat-o de fiecare dată, nu pot să... Nu poți să faci o varză doar, nu? N-am cum, n-am cum. Nu-mi permit, poate în semifinală să fac o varză. Ce glumă bună, varză, nebunule. Hai, Doamne, ajută-mă, te rog, să fac și eu pireul ăsta bine. M-am gândit foarte mult la farfuria asta, așa cum o să arate, cam combinația de gusturi. Am zis, iepuri de un pic dulceag, piureu de țelină cu alune de pădure. Am făcut și niște ridichi murate. Bună, Irinuca noastră! Ce faci, Arun, aici? Ce faci? Ce faci? Băi, fac o vită. Așa. Dar cu emoții, știi? O vită cu emoții. Uite, asta e o rețetă nouă. Da. Dar de ce cu emoțiune? Păi aici oricum ești în emoție. Aici orice faci, da, faci orice ciorbă, miște, că faci vită, exact, că faci orice, e cu emoțiune. Ești pe emoție non-stop. Mai aveam în cap să fac un pireu două culori și am zis, cred că mă duc în avion și mai prind avionul. Mai bine mă duc pe ceva mai sigur și am mers pe niște legume sotate în unt. Cât să fie? 55. Are 120 înăuntru. Dai, mă, că e pe... Bă, ce dracu e? Fahrenheit. Acum. Întotdeauna m-am sfătuit cu Antonie, fiindcă Antonie e bucătar. Are idei extraordinare. M-aș bucura să duc în finală omul ăsta. Oare să le bag un pic la cuptor astea?
pixelele. Nu, eu o să-l dai întâi un pic un ulei, mai degrabă, după aia le bagi în cuptor dacă vrei. Nu eram cel mai mulțumit, mai ales de sosul de ardei, trebuia să fie mult mai concentrat. Dar na, în tot haosul ăla, făcând atâtea elemente deodată, îți pierzi ideile și nu mai știi ce ai de făcut. Oh, porcă vacă! Ah, scuză un cachiu! Chipsuri de cartofi moș, pireu de cartofi moș cu trufe, pireu de pastrnac. Încerc să fac o ceafă de porc, cuburi de ceafă de porc, în crustă de alune de pădure și ierburi aromatice. Am fost foarte stresată că m-am gândit să fac cât mai multe chestii, să fac farfuria să arate bine. Promit că vreau și la plating în seara asta, că am zis că vreau să-l fac mândru pe șef Richard. Sunt da? De acord. Și eu vreau să văd niște platinguri spectacol, așa. Dar este prima oară care nu ai echipa ta individuală. Cum te simți? Cum e, Alex? Canal nou la cer. Am venit, ai câștigat. Îți mulțumesc, Ștefan. Asta. Ai fost de mare ajutor. S-a spart viața. I-am mulțumit. I-ai mulțumit, da, Ștefan? Da, mi-am mulțumit, da? Nu știu. Dacă pierdeai, ce-i spunea lui Ștefan? Dacă pierdeai, ce-i spunea lui Ștefan? Dacă pierdeai, ce-i spunea lui Ștefan? Eram sigur. Deci am din cauza lui am pierdut. Cine știe ce mi-a făcut? Azi, Alex, e prima zi că recunoști și tu. Orlando, chiar nu mă așteptam de la tine. Azi, dar zero farfurie, zero. Nu era farfurie de zero. Nu era. Nici Atarici nu era de 5. Măcar pentru liniștea mea. Era farfurie de zero? Nu, de două, da. De două, da, ca să-ți dau ție una și lui una. Dar tot ajungeai la zero, asta vreau să zic. Cât ai, cum? E deja 8-7. Cam gata, dar lângă os, partea cea mai groasă, lângă da? Lângă os m-am zis, da. Așa repede. Da, mă. Ia vezi, e pe Celsius. L-am prăjit prima dată. Mie mi s-a părut că a ținut cam puțin la cuptor așa, cu capul meu. Trebuie să-l lași minim, nu știu, 40 de minute. Și poți să bagi și cuțitul în el și scoți cuțitul, vârful la cuțit, trebuie să iese apă curată, nu sânge. Ți-au ieșit lucrurile cum ai vrut tu? Da. În seara asta? Da, în seara asta, bine? Da. Ai gustat? Îți place am ce... Am gustat, îmi place, da? De data asta, da. Scăricica de porc, se rupea în plouă și în gură acum. Băi, bună, 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 rău de tot. Și am făcut un risotto italiano, asiatico, mediteraneo. Am și wasabi, am și ghimbir, am și risotto cu vită, cu parmezan. Am zis, băi, hai mă să fac o nebunie, toată lumea face nebunii pe aici, hai mă să fac o nebunie, asta e. Mi-o asum, mi-o asum, frate, pun la capăt, care e problema? Panică? Panică, da. Panică, panică, adică mai de am să-mi ziceți că e ceva. Panică, panică. Panică, panică. Pipotele și nimeni erau gustoase, erau buni la gust. Mie îmi place foarte mult pireul de conopidă, l-am tras prin sâță, l-am făcut așa cum trebuie. Și cum am tras legumele la tigaie cu puțin unt, am pus un pic din sosul acela de la legume și așa în pireu și au dat un gust așa mai deosebit. Unde mi-e ăla? Deci mi l-ai luat serios? Ce? Ăla mi-l trebuie să fac blenderul. Poftim. Așa, așa. Hai, nu ai altceva să pui? Apă, ai altceva cu ce să mai pui? Trebuie? Și tu mi-ai luat asta și nu ți-am zis nimica. Drăguților, v-au mai rămas 5 minute din probă. I take the baby carrot thinking that they were ready, but they were still hard a little bit. So I want to pan fry that again. But while I was doing everything, I burned also the baby carrot. But I could not throw them away, otherwise I was without garnish. Dacă ar fi să trec cumva, o să trec cu pastrama, măi. Capă cu pastrama bună. Să mă... Ești... Bă, dar nu fierbe asta, mă, mâncava aici gura, mămăligă! Sunt pescar, eu mă duc la pescuit, eu fac mămăligi, tone de mămăligi. Eu de obicei fac de două mămăligi mari când plec la pescuit, că una din ele o mănânc pe baltă. Și eu am avut impresia că mă așteaptă prietenii să mă urc în mașină să plecăm la pește, că am făcut direct mămăliga de pătrățică, adică un pic nefăcută. Ultimele două minute și proba se încheie. Bă, dar mai tremur ca proasta, pe cuvânt, ești proastă! Manometre su fornello. Ha tirato fuori. Sì, ma guarda che cavolo mi son fatta. Andiamo, metti sotto acqua fredda. No, non metto sotto acqua fredda. Andreea a scos tigaia din cuptor și a pus-o direct pe aragaz. Eu am vrut să o dau puțin la o parte și am luat-o de pe foc cu mâna goală. Nu m-am gândit o secundă că ea e scoasă din cuptor. Vrei medic, Lăcră? Nu vreau medic. Ce fai a metere su fornello? Che serve anche agli altri. Dio santo. Scusa. My mistake is because when I took the chicken out, I put on the stove. It's something you should say hot. But in that moment, my carrot was burning. So I took the pan, I turned myself, and was already too late. It was 8 seconds. I was feeling bad.
cațarola. Mă ustura, simțeam că mă arde. Zic, trebuie să țin emoțiile. Irina îmi zicea, medic, cheamă medic. Zic, nu, lasă-mă să-mi termin farfuria, că vreau să termin. Nu mai puteam, țineam mâna, dădeam din ea, o țineam la spate. Zic, da, hai, în continuare. Ultimul minut. Un minut, cine rugat, aleau cu lopata. Am făcut fine dining, iau 16 puncte și vă aștept în bucătărie. Am făcut una și tăiată, nu mi-a plăcut cum arată, e prea profesionist, nu-i stilul. O pun acolo, minimalist, 4 bucățele de dânaia și am pus o frunziță de pătrunjel. O lingură vreau și eu. Așa, unde sunt trufele? Trufe. 30 de secunde. Stai așa un pic, nu te grăbi, Irina, pe cuvântul meu. Eu nu mă grăbesc, nu te grăbi, Irina. Și că nu te grăbi, Irina. Așa trec secundele, nu cum pare adevărat, rău. Zic că nu, chiar așa, Irina, unde te grăbești? 10, a, nu. 9, mai stai un pic, pe 8, cuvânt, haide, nu încă. 7, mai puțin, nu. 7, e bine așa? Da. O, mai un pic, mai 6, un pic. 6, 9, 5, a, mai stai un pic. 4, încă un pic. 3, 2, 1. Dragii mei, baftă, multă baftă. My plate was... Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.